Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și vom citi de aici Cuvântul lui Dumnezeu care va inspira predica din această seară, o predică care face parte din ciclul de predici numit Întrebările Bibliei. Aceasta este cea de-a șaptea întrebare, și ea este inspirată din întrebarea lui Dumnezeu către Pavel. Ți-e greu să dai cu piciorul în țepuș? Haideți să citim cuvântul Domnului împreună. Fapte, capitolul 9. Începem citirea cuvântului cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și cu toate că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iudea pe unul zis Saul, un om din Tars, că iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are putere din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, că el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi. Și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Șederea dumneavoastră să fie binecuvântată în prezența Domnului. Mă bucur și eu, ca și dumneavoastră, mai devreme să salut familia Drăgan, frații noștri care în călătoria prin Statele Unite au poposit și în Biserica Betania și în calitate de gazde și de frați, se cuvine cu dragoste frățească să le spunem bun venit, să-i binecuvântăm și să ne rugăm Domnului să-i însoțească în călătoria pe care o fac și în misiunea pe care o reprezintă. De asemenea, vreau să vă salut pe toți care ați revenit în casa lui Dumnezeu după slujba de dimineață, când ne-am bucurat împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, frați și surori, suntem din nou în fața Evangheliei Domnului Iisus.
Și așa cum anticipam înainte de citirea textului, în vremea aceasta avem pe inimă din partea Domnului să studiem despre întrebările lui Dumnezeu puse în Biblie oamenilor. Și în seara aceasta am ajuns la întrebarea numărul 7, care este pusă de Dumnezeu unuia dintre cei mai celebri oameni, Pavel. Aș vrea să privim la întrebarea aceasta și să observăm, așa cum am făcut și în cele precedente, că întrebarea aceasta, pe de o parte, este istorică prin faptul că a fost pusă de mult unui om și a avut însemnătatea ei atunci, dar, în al doilea rând, ea este actuală prin faptul că, în egală măsură, ni se adresează și nouă, Dumnezeu. Nu numai pe Pavel l-a chemat să fie slujitor. Pavel a slujit, însă a murit. Împărăția lui Dumnezeu însă a rămas. Și în locul lui Pavel este nevoie de unul ca mine și ca dumneata. De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu repetă întrebarea pentru noi. Dar, să vorbim în primul rând despre biografia lui Pavel. Adică, să vedem ce ne spune Biblia despre el. Cine a fost el? Cine a fost, de fapt, acest bărbat despre care fiecare dintre noi știm așa de multe lucruri frumoase? Deci, în primul rând, biografia lui Pavel. Începutul vieții lui Pavel. S-a născut în Tarsul din Cilicia. El spunea în Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 39, eu sunt iudeu, din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Sau în Fapte 22:3, eu sunt iudeu născut în Tarsul Cilicei, dar am fost crescut în orașul acesta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi astăzi. El s-a născut în Tars, în orașul Cilicia, în casa lui Israel. El a fost evreu. 2 Corinteni 11:22, sunt ei evrei și eu sunt evreu. Sunt ei israeliți și eu sunt israelit. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt sămânța lui Avram. Acestea sunt afirmațiile lui despre sine însuși. El s-a născut în tribul lui Beniamin. Spunea el în Filipeni 3:5, eu care sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu. Ca toți evreii de parte bărbătească, a fost circumcis, tăiat împrejur în ziua 8-a, așa cum tocmai am citit în Filipeni 3:5. El primește numele de Saul. Saul înseamnă cel ce pretinde. Galateni 1:15. El a fost cunoscut ca Saul pentru iudei și ca Pavel pentru neamuri. Tatăl său a avut cetățenie romană, astfel încât și Pavel era roman după lege. În Fapte, capitolul 16, versetul 37, cuvântul spune: dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns, nu merge așa, să vină ei să ne scoată afară. Sau în Fapte 22:25-28, pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis, ce ai de gând să faci? Omul acesta e cetățean roman. Sub punctul numărul 2, educația lui Pavel. Vreau să scot în relief că Pavel a fost nu numai un mare bărbat al Bibliei. El a fost o personalitate în lumea laică. Oamenii de știință spun că a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni dintre oamenii care au trăit pe pământ. A fost un om erudit, un super dotat. Un om pe care Dumnezeu l-a ales să-l folosească în clasa intelectuală, în clasa domnitorilor, a împăraților, a filozofilor, a poeților. El a fost un om care a scris, a fost un om care a știut să se ridice până la cel mai înalt nivel uman. Iată dar ce ne spune Biblia despre educația lui Pavel. El a fost crescut ca și fariseu, iar fariseii erau categoria religioasă dintre evrei care cercetau cel mai mult scripturile
Și el spune în Fapte 23:6, Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saducheii, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu. La aproape 14 ani este trimis la Ierusalim la școala lui Gamaliel. Gamaliel reprezenta o școală de gândire importantă în vremea aceea între cele două, Hilel și Gamaliel. Erau două curente de gândire filozofică și religioasă, iar Gamaliel a fost dascălul, învățătorul lui Pavel. Cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 5, versetul 24. Când am auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. El devine un fariseu veritabil și un zelot patriot. Spunea el: eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta și am învățat la picioarele lui Gamaliel. Observați, vă rog, că el devine un persecutor al creștinilor. El alege să apere și să promoveze religia în care a fost crescut, ideile în care a fost educat, și plin de râvnă începe să-i persecute pe creștini pe care îi vedea urmași ai înșelătorului Iisus. În Fapte, capitolul 7, versetul 58, scripturile spun: l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus haine la picioarele unui tânăr numit Saul. Observați că Saul a ieșit în evidență la moartea martirului Ștefan. Sau Fapte 8, 3-4. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei, îi arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Observați, intra în casele oamenilor, îi lua cu forța pe bărbați și pe femei și băga în închisoare. Făcea prăpăd, spune Scriptura. Ca meserie, el a învățat să construiască corturi. Oamenii în vremea aceea erau nomazi, adică nu aveau un domiciliu fix. Ei trăiau în corturi și se mutau. Cortul se putea muta dintr-o parte în alta, nu așa cum este o casă, îi pui fundația și nu mai poți muta. Ei, în vremea aceea, să construiești corturi era o meserie foarte profitabilă. Pavel, ca oricare alt evreu de parte bărbătească, a fost învățat să practice o meserie câștigându-și existența. Și el a ales să învețe să facă corturi. În Fapte 18:3 spune cuvântul: fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucram. Meseria lor era facerea corturilor. În 1 Corinteni 4:12, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. După terminarea studiilor, Pavel se întoarce în Tars. Aș vrea să observăm apoi convertirea lui Pavel și evenimentele care au urmat. Lucrurile acestea se întâmplă între anii 32 și 45. 31, 32 și 45 după Domnul Iisus. În textul pe care l-am citit, versetele 1 și 2, Pavel caută creștinii pentru a-i aresta. El a auzit că în capitala Siriei, în Damasc, există un grup considerabil de creștini care promovează învățăturile înșelătorului Iisus Hristos și el trebuie să meargă acolo, însoțit de cele două autorități. Autoritatea evreilor, reprezentată prin scrisori care îl acreditau să aibă autoritate, și puterea unui grup de ostași, de soldați care îl însoțeau și, dacă era nevoie, folosind forța, să facă ordine. Observați, vă rog, versetele de la 3 la 9. Are o experiență supranaturală, este orbit de o lumină asemănătoare cu lumina soarelui și aude vocea lui Iisus. Și acolo, în praful drumului, între Ierusalim și Damasc, undeva pe drum, el se convertește, își deschide inima pentru cel pe care îl ura și pe care îl califica drept înșelător. Priviți, vă rog, versetele de la 10 la 19. Pavel este speriat, slăbit fizic, dezorientat sufletește, orbit din punct de vedere fizic, și este luat de mâna stângă și de mâna dreaptă de cei care îl însoțeau și este dus în oraș. Acolo, un ucenic anonim, despre care nu se mai vorbește nici până atunci, nici de atunci încolo, numit Anania, este trimis din partea lui Dumnezeu și împuternicit pentru o lucrare de mandatare a lui Saul și de dedicare în slujire. Bărbat care vine și își pune mâinile peste el, Pavel primește puterea Duhului Sfânt, se botează și se dedică în slujba de apostol și de predicator al Evangheliei pentru neamuri.
Am spus aceste câteva cuvinte ca să scot în relief că Pavel a fost o speranță a neamului lui. A fost un intelectual al neamului lui. A fost un membru al Sinedriului. Se pare, istoria spune că el a fost căsătorit, din motive necunoscute a rămas văduv și după aceea nu s-a mai căsătorit. Nu știm sigur dacă el a fost căsătorit, Biblia nu spune despre asta. Biblia doar îl prezintă pe Pavel ca pe un om care vorbește cu experiența unui om căsătorit, dar nu putem afirma din Scriptură că el a fost căsătorit sau nu. Important este că bărbatul acesta a excelat în tot ceea ce a făcut, a atins excelența. Aș vrea în al doilea rând, după ce am observat biografia lui Pavel, să observăm întâlnirea religiosului Pavel cu Dumnezeu. Să privim cu lux de amănunte evenimentul întâlnirii lui cu Domnul Iisus Hristos și să înțelegem aspectele importante din această întâlnire. Având autoritatea delegată de preoții evrei, prin scrisorile pe care le avea în buzunar, și având puterea dată de soldații care îl însoțeau, Pavel pleacă din Ierusalim spre Damasc cu o misiune concretă: să anihileze, să descurajeze și să destrame grupul de ucenici care urmau și promovau învățăturile înșelătorului Iisus Hristos, pe care el îl detesta, îl ura, îl vedea un împotrivitor al religiei lui și al neamului lui. Pavel este a treia persoană proeminentă din Faptele Apostolilor care se convertește la creștinism după ministrul de finanțe al Etiopiei și după capitanul roman Corneliu. Interesant pentru mine este faptul că ministrul de finanțe al Etiopiei se convertește la creștinism în urma unui evanghelist pe nume Filip, care este trimis de un înger să-i predice Evanghelia. Nu îngerul a mers la ministrul de finanțe etiopian. Nu Iisus Hristos din cer care l-a văzut și a trimis un înger, nu îngerul care l-a văzut și l-a trimis pe Filip. Și un om, Filip evanghelistul, se duce și îi predică Evanghelia și acesta se convertește. Ne mutăm în Fapte 10, un capitol mai, două capitole mai sus, și observăm că ofițerul Corneliu și el se convertește la creștinism, dar nu prin puterea lui Dumnezeu în mod direct, adică nu prin predica lui Dumnezeu în mod direct, și Dumnezeu trimite printr-o vedenie pe Petru să facă oficiu de predicator. Petru se duce în casa lui, el era strâns cu toate neamurile, cu toți prietenii, și Petru predică Evanghelia, acesta se convertește și Duhul Sfânt umple sufletul lor. Interesant este că a treia persoană proeminentă din Faptele Apostolilor, respectiv elevatul Saul din Tars, Iisus Hristos nu mai trimite un înger care la rândul lui să trimită un evanghelist, ci dimpotrivă, Iisus Hristos în persoană merge în fața acestui bărbat și îi vorbește în mod personal. Și o slavă direct proporțională cu persoana care îi vorbește umple atmosfera aceea și Pavel este speriat, efectiv intră într-o stare apropiată cu leșinul, cade la pământ și pentru câteva zile rămâne orb. La nivelul acestui bărbat, la încăpățânarea acestui bărbat, era nevoie de un mesaj al Evangheliei predicat cel puțin la același nivel. Aduceți-vă aminte că lucrul acesta s-a întâmplat probabil pentru faptul că el a stat în prezența lui Ștefan, care a predicat Evanghelia cu mare putere, așa cum a făcut Filip pentru ministrul de finanțe din Etiopia și așa cum a făcut Petru pentru ofițerul roman Corneliu. Dar Pavel a fost atât de împietrit în inima lui, încât n-a reacționat la Evanghelia predicată de Ștefan. Dimpotrivă, el s-a unit cu cei care l-au omorât pe Ștefan și el l-a calificat pe Ștefan drept un om rău care trebuia omorât pentru că devenea un pericol pentru națiune. El a rămas să creadă că este pe un drum bun. Dumnezeu și-a epuizat șansa să se convertească Pavel printr-un om și a realizat că acestui bărbat care este special îi trebuie o metodă specială. Dumnezeu știe să se ridice și să se coboare în funcție de mărimea omului căruia îi vorbește. Aduceți-vă aminte de Ilie când era în peșteră
N-a venit Dumnezeu nici în foc, nici în furtună. Că bietul Ilie nu mai era nici de foc, nici de furtună. S-ar fi prăpădit dacă venea așa. Și a venit într-un susur blând, că era amărât și în depresie. Era slăbit, era fricos și speriat și îl încerca gândul sinuciderii. Ei, acum Saul este în cealaltă extremă și Ștefan a fost nimica toată pentru el. Predica lui Ștefan n-a reușit să se ridice la înălțimea lui de încăpățânare și de împietrire. Și atunci vine cineva care trebuie să-l domine. Dacă Ștefan nu-l poate domina, atunci se coboară însuși slăvitul Iisus Hristos și Saul din Tars, elevatul Saul, deșteptul Saul, grozavul Saul, cade ca un vierme în praful drumului. Dacă ești deștept, acum stai acolo. Dacă te crezi superdotat, atunci stai acolo. Dacă tu crezi că ești un superior al generației tale, atunci stai acolo. Există și pentru tine și pentru cojocul tău un ac. Experiența lui Pavel de pe drumul Damascului îl pune pe el față în față cu Dumnezeu. Și aceasta este șansa vieții lui Pavel. În primul rând, Dumnezeu contestă credința pe care el pretindea că o are. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Vă imaginați ce șoc a fost pentru Saul, care și-a dedicat viața să apere religia iudaică. Om care credea că face bine ceea ce face. Era încurajat de generația lui, de profesorii lui, de rudele, de prietenii lui, de farisei din jurul lui. Omul acesta credea că face o treabă extraordinară. Și acum vine cineva care întotdeauna apreciază corect lucrurile și îi spune, pentru ce mă prigonești? Omul acesta este efectiv șocat. El a crezut că apără cauza națiunii sale, nu că prigonește pe Dumnezeul națiunii sale. Omul acesta e într-o dilemă. Și întreabă, Doamne, cine ești? Vreau să știu cine ești. Și Domnul se recomandă. Eu sunt Iisus, pe care tu îl numești înșelătorul și pe care îl prigonești. În clipa aceea, în mintea inteligentă a acestui bărbat, într-o fracțiune de secundă, se realizează un film suficient ca să înțeleagă drumul greșit pe care merge. Nu mai are nevoie de nicio întrebare cu privire la identitatea celui care îi vorbește. Și dintr-o dată mută problema la el. Și de data aceasta întreabă, acum știu cine ești. Spune-mi doar ce vrei să fac. Dacă tu ești Iisus, eu mă opresc astăzi aici. Dacă acesta este drumul greșit pe care eu am mers, eu astăzi mă opresc aici. Eu nu mai fac un pas împotriva ta. Dacă tot ce am învățat eu, dacă toată transpirația mea, dacă nebunia cu care am alergat, dacă scrisorile din buzunar, dacă nebunii ăștia care mă însoțesc și au săbiile în mână și care împreună cu mine credeam că facem un lucru bun, împotriva ta luptăm, Dumnezeule, atunci ascultă-mă, eu astăzi mă opresc aici. Spune-mi doar ce vrei să fac. Înțeleg că ce am făcut până astăzi a fost greșit și vreau să mă schimb, dar crede-mă că nu mă duce mintea să știu ce pot să fac mai bine. Spune-mi tu ce vrei să fac. Și urmează o întrebare al cărui preț rămâne să-l plătească în fiecare zi din viața lui. Ți-e greu să dai cu piciorul într-un țepuș? Despre aceasta vreau să vorbesc în această seară. Ți-e greu să dai cu piciorul într-un țepuș? Dumnezeu contestă credința lui Saul. Lui se părea că este credincios. Ștefan n-a reușit să-l convingă că nu-i credincios. El l-a omorât pe Ștefan, de fapt nu el în mod direct, dar s-a asociat cu cei care în mod direct l-au omorât cu pietre, crezând că face un lucru bun, că scapă țara și religia și pe Dumnezeu de astfel de oameni. Cu astfel de metode l-a apărat el pe Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu o apăra cu sângele vărsat și cu aruncare de pietre și cu uciderea unui om. Așa credea el că apără religia strămoșească și se mândrea cu metodele lui. În al doilea rând, Dumnezeu nu numai că îi critică și îi contestă credința, dar îl acuză
și îi spune, tu mă prigonești? În al treilea rând, nu spune tu prigonești biserica. Pentru ce mergea Pavel în Damasc? Să-l prigonească pe Hristos sau pe ucenici? Evident, pe ucenici. Dar Hristos spune, tu mă prigonești pe mine. Ascultă-mă, frate. Ori de câte ori cineva își permite să prigonească pe cel mai mic urmaș al lui Iisus Hristos, de fapt, îl prigonește pe regele, pe Domnul și pe împăratul acestuia, Iisus Hristos. Când cineva lovește într-unul dintre acești micuți, pentru care într-o zi pe deal Dumnezeu s-a făcut om și a murit, de fapt lovește tot în Fiul lui Dumnezeu. Așa cum Saul, lovind în ucenici, îl lovește pe Mântuitorul lor Iisus Hristos, tot la fel, oricine își permite să ne lovească pe noi și ori de câte ori noi ne permitem să lovim pe copiii Domnului, întotdeauna aceștia îl lovesc pe Domnul și noi îl lovim pe Domnul. Atunci când cineva îmi lovește copilul, este ca și cum mă lovește pe mine. Și eu când aud lucrul acesta mă ridic și încerc să-i fac dreptate, pentru că eu știu că copilul meu e vulnerabil și este neputincios să se apere singur. Îmi folosesc autoritatea de tată și mă duc să cer socoteală celui care mi-a lovit copilul de ce a făcut lucrul acesta. El nu are dreptul să-mi lovească copilul. El trebuie să-mi spună mie cu ce l-a deranjat copilul meu. Pe copilul meu numai eu am dreptul să-l lovesc, nu altcineva. Dacă eu, un om, știu să-mi apăr copilul, cum Dumnezeu nu știe să-și apere copiii? Dacă te simți vreodată lovit, nedreptățit în anumite situații, să nu scoți sabia să-ți faci dreptate cum a încercat Petru în grădină. Acesta nu este un gest specific împărăției în care trăiești. Stai liniștit, pentru că Dumnezeul tău, ori într-o lumină, ori într-o altă împrejurare, se va duce la omul acela și îi va spune, de ce mă prigonești? De ce mă lovești? Și se va lupta el cu el. Dacă tu ai un tată și nu ești orfan, dacă tu ai un Dumnezeu și nu ești al nimănui, lasă-l pe Dumnezeul tău să te apere. Poate nu te apără nici când vrei tu, nici cum vrei tu, dar Dumnezeu va coborâ și te va apăra, pentru că Dumnezeu știe să-și apere copiii. Dacă a avut un ac pentru cojocul lui Pavel, are astăzi un ac pentru oricine își permite să se lege de copiii lui din motive care vin din fire, intenționate și rău direcționate. În al cincilea rând, observați, vă rog, că răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea ce vrei să fac îi redirecționează viața lui Pavel. Iar mai târziu, Dumnezeu îi spune lui Anania ca să-l convingă să meargă la Pavel, pentru că acestuia îi era frică de el. Și îi spune, Anania, eu l-am ales. Anania, eu vreau să-l folosesc să ducă numele meu peste tot. Anania, eu vreau să-i explic tot ce va trebui să sufere în această misiune care începe astăzi și care se va termina la mormânt. Eu trebuie să-i spun acestui om ce-l așteaptă. De fapt, acesta era țepușul în care urma să dea cu picior. Aș vrea în al treilea rând, pentru că timpul este puțin, să privim în Scriptură și să observăm ce înseamnă să dai cu piciorul într-un țepuș. În cultura evreilor din vremea Domnului Iisus Hristos, țepușul era un lemn care era ascuțit la un capăt. În România noi spuneam arac la țepușul acesta. Și era folosit de crescătorii de animale sau de agricultori să împungă din spate animalul pentru ca să tragă dacă a obosit sau dacă nu mai vrea să tragă în jug când ara sau lucra pământul. Ați observat că oamenii de la țară care folosesc mijloacele de transport trase de animale, folosesc tot felul de unelte ca să îndemne animalele să muncească. Unii folosesc biciul, dar mai în cultura evreiască din vremea aceea se folosea acest lemn care era suficient de lung să ajungă la animal, ascuțit, și îl îmboldea cu el în carne.
ca să-l doară destul de mult pentru a-l provoca să tragă. E, asta se numea că îl împunge cu un țepuș. Gestul acesta e dureros și are drept scop să determine pe cineva să facă ceea ce nu vrea. Să provoace voința cuiva să facă ceea ce nu-i place. Ei bine, Pavel pare să aibă o experiență spirituală pe drumul Damascului când folosește țepușul pentru alții. Spune Scriptura, se băga în casele oamenilor și cu țepușul, cu sila, îi obliga pe oameni, îi forța pe oameni să se lepede de Iisus Hristos, băgându-i în închisoare, luându-i din mijlocul familiei. El a folosit țepușul. Avea autoritate, avea soldații cu el, avea scrisorile de acreditare în buzunar, avea țepușul. Acum Domnul se uită la el și îi spune, tu care folosești țepușul, tu care tot timpul folosești țepușul pentru alții, tu însuți, vrei acum să dai cu piciorul într-un țepuș? După experiența pe care o are pe drumul Damascului, Pavel este provocat să-și schimbe viața, direcția, scopul, motivația, perspectiva, valoarea de sine, identitatea spirituală, relațiile, anturajul și așa mai departe. El spunea în 1 Corinteni 15, 8-9, după ei toți ca unei stârpituri, cuvântul aici este ca unui animal mic, mi s-a arătat și mie că sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am folosit țepușul și am prigonit biserica lui Dumnezeu. Această schimbare îl transformă pe Pavel. Și observați, vă rog, care sunt transformările care se petrec în viața lui Pavel. 1. Îi schimbă numele din Saul, care înseamnă cel ce pretinde, cel care împunge pe alții, devine Pavel, care înseamnă cel mic, cel smerit. 2. Îi schimbă identitatea. Din prigonitor devine prigonit. Din cel care înțepa cu țepușul devine cel înțepat cu țepușul. Din cel care lovea și bătea pe alții devine cel bătut și lovit de alții. În al treilea rând, îi schimbă relațiile. Prietenii îi devin dușmani, iar dușmanii îi devin prieteni. Aduceți-vă aminte, când Dumnezeu îl invită pe Anania să meargă la Saul, Anania spune, referindu-se la Saul, omul acela face rele. Aceste două expresii sunt în afirmația lui Anania. După ce Dumnezeu îl convinge ce vrea să facă cu el, Anania se duce la el, dar nu-i mai spune omule, ci spune frate Pavele. Anania îl numește omul acela care face rele. Dar după ce Hristos îl acceptă pe Saul, Anania își schimbă relația față de Pavel. Și Pavel nu mai e omul acela, ci este frate Pavele. Mântuirea lui Pavel de pe drumul Damascului îi transformă dușmanii în prieteni și prietenii în dușmani. Tot neamul farisei care era prieten au devenit dușmanii lui. Și toți ucenicii Domnului Iisus, care erau dușmanii lui, au devenit prietenii lui. Ce mare schimbare este convertirea! Ce adâncă este această schimbare! Toți oamenii pe care îi disprețuiești, pe care îi ironizezi și de care râzi cu gura până la urechi, că sunt ignoranți, iertați-mi expresia, proști, neștiutori, nu știu să se distreze, toți aceștia îți devin frați, te îmbrățișezi cu ei, îi săruți cu o sărutare frățească și sfântă și îți împarți destinul cu ei mergând spre cer. Iar prietenii de pahar, de prostii și de păcat îți devin dușman prin alegerea lor, nu prin alegerea ta. În al patrulea rând, îi schimbă misiunea. Dacă până atunci el mergea să-i aresteze pe creștini, după convertire se unește cu creștinii ca să-i mântuiască pe necreștini. În al cincilea rând, îi schimbă sursa de autoritate. Până la momentul convertirii avea autoritate de la preoți și scrisori ștampilate în buzunar. După convertire
autoritatea nu mai este de la preoți, ci este din cer, de la Dumnezeu. Și nu mai se manifestă prin scrisori ștampilate, ci se manifestă prin manifestarea Duhului Sfânt. Fapte 9:2 sau Fapte 26:9-12, îngăduiți-mi, vă rog, să nu mai citesc aceste versete din lipsă de timp. În al șaselea rând, îi schimbă comportamentul. Înainte de convertire era violent, era agresiv, îi silea, îi obliga pe oameni și îi băga în pușcărie, doar pentru faptul că el nu suferea religia lor. După convertire, devine pașnic, liniștit, echilibrat. În al șaptelea rând își schimba anturajul. Înainte de convertire era înconjurat de farisei, de preoți și de soldați. După convertire este înconjurat de frații lui Iisus Hristos, care acum sunt frații lui. În al optelea rând își schimbă învățătorul. Dacă până la convertire învățătorul lui a fost renumitul Gamaliel, după convertire învățătorul lui devine cel pe care el înainte îl numea înșelătorul. Ce schimbare adâncă în viața acestui om. S-a luptat împotriva înșelătorului cu toată puterea. Și în urma convertirii de pe drumul Damascului, înșelătorul devine centrul existenței lui. Devine Dumnezeul pentru care își dedică restul vieții și pentru care și moare. Și pentru care aleargă și scrie așa de mult, încât împodobește literatura creștină și rămâne o sursă de inspirație și un exemplu personal pentru fiecare creștin. Ce schimbare adâncă este convertirea reală! În al nouălea rând, își schimbă statutul. Înainte de convertire era învățător, licențiat la școala lui Gamaliel. După convertire devine învățăcel, ucenic. Se duce în pustia Arabiei și acolo 3 ani de zile învață personal de la Iisus. În al 11-lea, în al 10-lea rând își schimbă sistemul de valori. Înainte de convertire se învârtea în cercuri elevate de genul celebru învățător Gamaliel. După convertire se învârte în cercuri de oameni modești de genul anonimul Anania. În al 11-lea rând își schimbă perspectiva vieții. Înainte de convertire, focusul lui era pământul și celebritatea omenească. După convertire, focusul lui devine cerul și împărăția lui Dumnezeu. Și în ultimul rând pentru mine în această seară, îi schimbă celebritatea. Dacă înainte de convertire era cunoscut de toți oamenii ca unul care prigonește creștinii, după convertire este cunoscut ca unul care predică despre Iisus. A fost cunoscut înainte ca unul care prigonește creștinii. Vă aduceți aminte ce spune Anania din Damasc? Doamne, am auzit că a venit și aici să-i aresteze pe creștini. Dar după convertire, vă aduceți aminte în Fapte 19 ce spune Duhul cel rău? Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, Duh rău, dar tu de unde îl știi pe Pavel? Îl știu pe Pavel. Pentru că Pavel îmi încurcă planurile, predică Evanghelia, scoate draci, vindecă bolnavi, darurile Duhului Sfânt se manifestă prin el, o mare putere cerească se dezlănțuie prin omul acesta, îl știu pe Pavel, iadul îl știa pe Pavel. Dar nu ca pe unul care arestează creștinii, iadul i-ar fi plăcut Pavel să aresteze creștinii în continuare. Acum Pavel s-a întâlnit cu Iisus și și-a schimbat meseria. Ascultă-mă! Dacă tu nu ți-ai schimbat meseria și doar vii la biserică, vii degeaba. Tu trebuie să-ți schimbi viața. Și te rog, identifică-te cu aceste 12 întrebări dacă s-au întâmplat în viața ta. Dacă ele nu s-au întâmplat, atunci experiența pe care o ai nu este pocăință, ci este religie. Adevărata pocăință l-a schimbat pe Saul în Pavel, într-un om pe care nu-l mai recunoșteai. În al patrulea rând, încheind, aș vrea să vorbesc despre concluzii. Țepușul în care Pavel a trebuit să dea înapoi cu piciorul, pentru că înainte îi împungea pe alții, acum da el cu piciorul în țepuș, înseamnă toate suferințele, privațiunile,
dificultățile și amărăciunile cu care s-a confruntat. Nu când era Saul. Când era Saul a fost un domn. Era înconjurat de soldați și nu punea nimeni o picătură de apă pe el. Era un om cinstit și respectat, măcar că făcea prostii. Când a devenit Pavel, l-au bătut toți. L-au înjurat toți. Și dușmani și frați mincinoși din interior au spus despre el lucruri neadevărate. Și s-a auzit despre el vești care de care mai greu de crezut. Citesc câteva texte biblice, ne rugăm și plecăm acasă, urmăriți de gândul acesta. Că Pavel s-a pocăit, dar pocăința lui este evidentă. Priviți, vă rog, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. A lipsit ceva suferințelor lui Iisus Hristos? Da. N-a fost jertfa Domnului suficientă? Ba da. N-a fost totală? Ba da. Mai trebuia ceva adăugat? Nu. Pavel, în dreptul lui, l-a urmat pe Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a avut o viață ușoară. A avut două mâini. Și undeva, în centrul palmelor, erau cicatricele. În abdomenul lui, în fruntea lui, în picioarele lui, erau tot felul de semne. Acestea nu erau semnele confortului, ci ale suferinței. Când Pavel era Saul, înainte de convertire, era protejat de soldați, nu avea nicio grijă. Când a devenit Pavel, când a devenit evanghelist, apostol, predicator, proroc, el vorbește despre suferințe și despre tot felul de dificultăți, despre încercări și despre probleme. Mai mult de atât, cuvântul Domnului spune în 2 Corinteni, spune el câteva lucruri despre sine. În toate privințele arătăm că suntem niște vredni slujitori ai lui Iisus Hristos. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în închisoare, în răscoală, în transpirație, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare. Și cuvântul continuă. Cine l-a bătut pe Saul? Nimeni. Toată lumea se închina când trecea pe stradă. Cine l-a vorbit de rău pe Saul? Nimeni. Toată lumea se închina când trecea pe stradă. Cine l-a bătut pe Pavel? Cine a vrut și cine n-a vrut? Toți au făcut rău. Atunci când ești un om firesc, dacă cineva îți dă o palmă, tu îi dai 10 pumni și îl faci una cu pământul. Că așa reacționează oamenii firești. Își fac dreptate imediat. Te dai la mine, mă? Așa vorbesc cu oamenii firești. Ei înjură, ei sunt agresivi, ei au vocabular vulgar, pentru că Dumnezeul lor îi inspiră să procedeze așa. Așa a fost Saul. Cine poate să-și ridice tonul la un astfel de om? Nu te pui la mintea lui. Cine se luptă cu leu? Nimeni. Dar când întâlnești mielul, mielul nu are dinți carnivori, mielul nu are gheare, mielul nu are mușchi, mielul nu-i pun de nimic. Ăsta și dacă îl duci la măcelărie, nu zice nimic, e mut. Se uită la tine cu niște ochi blânzi și dacă n-ai inimă și n-ai milă, îl înjunghii. Du-te la leu și fă-i asta, că rămâne soția fără tine. Dar la miel nu se întâmplă nimic. Când leul a devenit miel, a devenit o victimă. Acum poți să te duci la Saul și să-l bați, că nu-ți mai dă înapoi. Poți să-l vorbești de rău, că nu îți dă telefon să spună: bine măi, n-ai un pic de bun simț să spui lucrurile astea despre mine? El stă și le încasează, că e miel. E rândul lui să dea cu piciorul într-un țepuș. Parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos. Umblăm din loc în loc, ne ostenim, lucrăm cu mâinile noastre. Suntem ocărâți, dar binecuvântăm. Suntem prigoniți, dar răbdăm. Suntem vorbiți de rău, dar ne rugăm.
Citiți 2 Corinteni 11. Atâtea vorbe, aici Pavel vorbește despre toate problemele lui, despre felul în care a dat el cu piciorul în țepuș, despre frații mincinoși, despre Alexandru Căldăraru și despre toți ceilalți care încercau să-i facă rău, despre Dima și despre toți ceilalți care vorbeau despre el că face o grămadă de lucruri rele și că nu e apostolul lui Iisus Hristos și că este un înșelător. Și astăzi evreii spun că Pavel a fost un înșelător, așa cum el la rândul lui a spus despre Iisus că a fost un înșelător. Iată, dar țepușul care a lovit el se întoarce împotriva lui. Mi-am notat multe texte biblice, însă vreau să mă opresc acum apreciind faptul că ați avut răbdare să trec câteva minute peste program. Nu vreau să mai continui întinzând răbdarea dumneavoastră, vreau doar să vă spun următorul lucru. Dacă vreți să-L urmați pe Iisus Hristos, oamenii o să vă facă rău, dar dumneavoastră nu le puteți răspunde la fel. O să spună despre dumneavoastră lucruri pe care n-ai îndrăznit să le spui nici cu privire la diavolul. Și totuși le vor spune despre dumneavoastră. Vor spune cele mai oribile lucruri. Imaginația va merge până la limită și toată fantezia va deveni ceea ce faceți dumneavoastră. Probabil fizic nu vă va lovi nimeni, dar veți fi torturați prin bârfe, prin tot felul de nebunii spuse de oameni pe măsură. Și ceea ce trebuie să faceți este să vă comportați ca un leu sau ca un miel, în funcție de stăpânul pe care îl aveți și de Duhul care vă călăuzește. Dacă aveți un țepuș, îl veți îmboldi. Cum îți permiți, mă, să spui de mine chestia asta? Dar dacă tu dai cu piciorul într-un țepuș, atunci îl vei lăsa pe altul să te îmboldească, că ce îi se va face lemnului uscat dacă celui verde i s-a făcut așa? Lumea aceasta nici pe Domnul nostru nu l-a apreciat și nu l-a vorbit de bine. A spus că este, are drac, că e mincinos, că e înșelător, că e bandit, că e tâlhar. Astăzi spune că a trăit cu Maria Magdalena, mustră-i sângele Domnului. Și toate nenorocirile le pun în spinarea nevinovatului nostru Mântuitor, Iisus Hristos, care n-a cunoscut păcatul sub nicio formă. Și toți derbedeii acestui veac spun despre Mântuitorul nostru frumos și sfânt lucrurile cele mai nemernice. Pentru că asta știu ei să facă. Cine vrea să-L urmeze pe El, nu poate ocoli drumul acesta. Pe aici va trece. Atunci când trăia în fire, nimeni nu îndrăznea să zică ceva, pentru că l-așteptai dimineața la scară și îi spuneai: vino încoace să-mi explici cum ai spus asta despre mine și despre soția mea. Dar acum își permite să spună despre tine orice, pentru că știe că în pocăința ta tu rabzi, că ești miel, nu mai ești leu. Ți-ar fi greu să dai cu piciorul într-un țepuș? Îți e greu să fii miel atunci când alții te lovesc? Nu-ți vine să lași pocăița 5 minute la o parte și să le dai o lecție? În seara aceasta aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să acceptăm că suntem oameni și în fiecare zi poate nedreptățim sau suntem nedreptățiți. Vă invit, scumpii mei frați, cu care călătoresc spre cer, vă invit să ne rugăm Domnului acum în două feluri. Te rog, fii sincer cu dumneata și cu Dumnezeul care te cunoaște și întreabă-te: ești un prigonitor al fraților tăi? Îi prigonești pe frați prin vorbe, prin minciuni, prin bârfe, prin exagerări, prin tot felul de lucruri pe care le regizezi despre alții, pentru că le-ai auzit la cineva sau îți place să le fii auzit la cineva? Ai păcatul acesta? 2. Ești un om lovit de alții, poate chiar de cei din familia ta, și care te disprețuiești și îți fac rău că te-ai pocăit. Ești o persoană care suferi, poate părinții îți fac rău, poate copiii îți fac rău, poate cineva din familie sau poate un străin. Cum reacționezi la acestea? Poate spun oamenii despre dumneata tot felul de lucruri neadevărate. Și cum să te justifici?
cum să mai aduci înapoi vorbele care au umplut lumea? Și ce ai de făcut decât să spui capul și să spui, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul lor. Am aruncat țepușul de mult, că l-am folosit și n-am câștigat nimic. Acum, dacă cineva mă înțeapă și tu îl lași să mă înțepe, este problema ta. Dacă tu vrei să mă aperi să nu mai mă înțepe, este problema ta. Dar să ții minte, Doamne, eu nu am să înțep pe nimeni, pentru că mi-am dedicat viața ție și nu vreau să mai înțep cu țepușul pe nimeni. Eu însumi am să dau cu piciorul în țepuș, dar să mai înțepe cineva, eu nu mai înțep. Nici cu vorba, nici cu fapta, cu nimic, Doamne, pentru că eu m-am dedicat pentru neprihănire. Dacă ți-ai pus viața la picioarele lui Iisus și-L urmezi pe El, acceptă să fii îmboldit cu țepușul, n-ai ce face. Și Iisus a fost, și Pavel a fost, și toți oamenii până astăzi și până când va veni Domnul, au fost și vor fi. Ferește-te să nu îmboldești pe nimeni cu țepușul. Iisus n-a făcut asta niciodată, numai diavolul împunge. Dacă ești împuns în această seară și îți plânge sufletul în tine, nu dispera. Dumnezeu îți cunoaște plânsul, îți cunoaște situația prin care treci. Încrede-te în Domnul, nu te lăsa ucis de țepușul oamenilor. Dumnezeu este mai mare decât ei, Dumnezeu este în control. Să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit, însă Dumnezeu are un plan să te zdrobească, pentru că în felul acesta te desăvârșește, te duce la pocăință, scoate din tine parfumul. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să încheiem serviciul acesta divin spunând Domnului: iartă-mă pentru că am împuns cu țepușul, ajută-mă să nu mai fac asta și întărește-mă să rabd până la capăt când voi ajunge în cer, pe toți cei care mă vor împunge, și să fiu așa cum ai fost tu, un miel. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.